Bună ziua, dragi telespectatori! În emisiunea de astăzi o regăsim alături de mine pe Simina Cernat, autoarea cărții Samsara. Aceasta este o carte foarte interesantă, cu o poveste de suflet și cu o poveste reală. Și o lăsăm acum pe ea să ne povestească mai multe și suntem curioși să aflăm cum a pornit toată această poveste cu un rucsac în spate timp de 4 ani prin Asia, de una singură. Mulțumesc că ai acceptat invitația și acum te las să ne povestești toată experiența. Bună ziua, mulțumesc că m-ați invitat în primul rând. Îmi place foarte mult romanul. E prima dată când vin aici, deși am locuit în Bacău 18 ani. Cum a început aventura? Aventura a început într-un moment în care eram în punctul acela zero, eram dezamăgită de totul din jur, nu mai eram atașată de nimic, ieșeam dintr-o relație de 3 ani și am spus să acum e momentul în care trebuie să fac ce simt, pentru că nu mai știam cine sunt, mă uitam în oglindă și vedeam o fantomă, un om care trăiește pe jumătate și când m-am uitat în mine și mi-am dat seama că pe mine mă fac să mă simt vie, călătoriile, faptul de a merge într-un loc nou și de a descoperi culturi noi, oameni noi, foarte diferiți, care să mă inspire și care să-mi arate viața dintr-o altă perspectivă. Așa că s-au legat cumva toate lucrurile, mi-am făcut bagajul și am plecat. Am decis să plec în 5 minute, mi-a fost foarte ușor să decid. Adică fără alte legături sau probleme? Fără nimic. Mi-am făcut un pașaport nou, nu m-am gândit că o să fiu plecată 4 ani, am crezut că plec maxim 5 luni. Nici nu mă gândeam că e posibil să călătoresc cu atât de puțin bani 4 ani. Și s-a întâmplat să rămân și din țară în țară să tot stau pe acolo să-mi găsesc lucruri de făcut, feluri de trai. Care a fost traseul sau de unde a venit toată ideea asta de a pleca tocmai în Asia? Mai fusesem în Asia de 2 ori, în călătorii de câte 3 luni, în vacanțele după ce am terminat liceul și mi-am dat bacul, am fost 2 luni jumate în China, Nepal și India și în vacanța următoare în Vietnam. Cam 4 luni am plecat din timpul facultății, după ce s-a terminat sesiunea. În Italia aveam 2 câini cu prietenul meu de atunci, am lăsat câinii la părinții mei care locuiesc acolo. Am încercat să urcăm Mont Blanc în Franța. Ne-am oprit la fix pentru că am avut niște bocanci noi care mă strângeau. Erau foarte frumoși, dar mă strângeau și sângerau picioarele. Am ajuns până în tabără de bază și prietenul meu s-a uitat la munte și a spus: tu decizi dacă urcăm pe vârf sau nu. Și am simțit că nu e cazul să urcăm atunci, că muntele rămâne, și nu m-am simțit pregătită. Ne-am întors, a fost o avalanșă și au murit 9 oameni în ziua aceea. Okay. De acolo am plecat în Vietnam. Ne-am întors în Italia să recuperăm câinii și în România, deci Asia nu era nou pentru mine, dar a călători singur era ceva nou pentru mine și a face voluntariat era ceva nou, și a face voluntariat în Asia, pe termen lung. Ce înseamnă voluntariatul, practic, acolo? Am predat limba engleză într-o școală musulmană, într-un sat, și am locuit într-un orfelinat. Și banii de unde veneau pe toată perioada asta? Era un internship ISEC în care nu trebuia să plătești decât 100 de euro și să-ți plătești drumul până acolo. Aveai cazare și mâncare. Și nu trebuia, că sunt unele voluntariate în care plătești 1000 de euro să te înscrii. Aici nu e așa. Da. Și am strâns bani cu ani. Strângeam bani de când eram în clasa 10-a. Am fost într-o excursie cu autocarul cu clasa mea în Ungaria și în Viena. Și țin minte și acum că, da, ne-am distrat, a fost ok, dar la un moment dat a trebuit să alegem dacă să mergem în Praga sau să mergem la shopping într-o zi. Și autocarul a decis să meargă la shopping. Și au aceleași magazine pe care le aveam noi în Bacău. Și am rămas puțin, dar eu voiam să merg în Praga și să merg pe străzile alea și să cunosc locuri și oameni. Și atunci am decis, m-am întors cu 10 euro acasă, i-am pus într-o agendă și am zis: eu să-mi strâng bani și nu o să mai merg în viața mea în excursii din astea organizate cu autocarul, mă duc singură, în condițiile mele și în termenii mei, abia așteptam să fac 18 ani, să nu mai am nevoie de procuri. Și încet, încet, chiar m-am ținut de strânsul banilor, primeam burse pentru că eram o elevă bună, premii de la concursuri. Am mai strâns din ce îmi trimiteau ai mei, că locuiam singură, părinții mei locuiau în Italia, sora mea era la Cluj la medicină, la facultate, și tot îmi trimiteau bani pentru haine, pentru tot felul de treburi. Ieșit seara în club și puneam deoparte, mi-am dat seama că n-am nevoie de mai multe haine decât, adică câte haine poți purta, da. Și aveam mai mult decât era nevoie.
preferam să îi pun deoparte, nu știam exact unde vreau să merg sau ce vreau să fac, știam că la un moment dat vreau să călătoresc. Și mi-au prins foarte bine banii aceia, cu ei am plecat, practic, prima dată. Și, practic, a venit de la doar o idee așa vagă de a pleca undeva, n-aveai un loc. Da, de când eram mică, eram fascinată de cărțile de aventură, de călătorii, citeam Jules Verne, Comara din insulă, Robinson Crusoe. Eram pasionată de fapt eram curioasă, m-aș putea spune, de triburile de pe lângă Papua și de aceea am ales Indonezia ca primă destinație în călătoria mea singură. Vreau să ajung în Papua, în junglă și să văd cum trăiesc oamenii aia. Și ai ajuns pe urmă? Și am ajuns fix unde voiam să ajung. Și, cum și mi s-au demitizat anumite lucruri pe care le aveam despre triburi, aveam impresia că ei trăiesc conectați cu natura, că tot e ușor. Nu e ușor deloc în junglă, a fost un șoc, aș putea spune, că a fost foarte greu. Am mers cu doi români, unul din ei mai fusese fix în zona respectivă și cunoștea pe oamenii aceia, știa foarte bine indoneziană, eu și celălalt român știam indoneziană ok. Și am traversat o insulă de 100 și ceva de kilometri, de la nord la sud, adică insula e și muntoasă, avea un munte de 3000 și ceva de metri. Erau noroaie până la genunchi, lipitori, aveam pauze de scos lipitorile de pe noi. Am mâncat, asta a fost una din cele mai dificile părți ale excursiei, mâncam numai orez, trețe instanți, ceapa și usturoiul erau delicatese, adică le împărțeam, astăzi mâncăm o bucățică de ceapă ca să avem și mâine și poimine. Dar a fost fascinant conexiunea aceea cu natura. Într-adevăr, oamenii din pădure sunt mult mai conectați cu natura decât suntem noi. Doar că nu trăiesc idilic și totul e minunat, cum aveam eu impresia. Am văzut realitatea, aș vrea să mă mai întorc în junglă și să construiesc ceva acolo sau nu știu, să învăț mai multe lucruri de acolo, pentru că eu n-am nimic să învăț pe oamenii aceia. Acolo totul e de preluat și învățat din felul în care sunt ei. Simpli, dar totuși mai conectați. Da, mă gândeam, după ce am traversat insula respectivă, m-am întors la tribul Naulu și ultimul vânător cu arcul și săgețile de bambu și cu câinii din tribul respectiv m-a invitat la vânătoare cu el. Și am zis că bine, mergem. M-am dus și la un moment dat țin minte că mergea atât de repede și abia țineam pasul, eram și obosită după ce am traversat insula. Și mă gândeam, dacă omul ăsta mă lasă aici, eu pe mine aici mă găsește și peste o săptămână, că nu mai știu să mă întorc, adică nu mă descurc. El mergea desculț, a fost foarte amuzant că purta șlapi în sat și în momentul în care intra pădure, își dădea șlapii jos și agățat de rucsac și spunea că eu mă încălzesc de la șlapi, mă duc pe jos, mă duc desculț. Și erau spini imenși pe acolo, prin junglă și niște... Nu era ușor să mergi desculț. Și alerga cu o macetă, atât avea o macetă și un rucsac în care avea o oală, șlapii, o periuță de dinți și nu mai știu, două, trei lucruri care să aprindă focul. Și cu maceta aia mi-a făcut pahare de bambus, a făcut un acoperiș și la un moment dat se uita pe cer, era totul senin și îmi spune în jumătate de oră să plouă. Și mă uitam, ce-i cu ăsta? Era nebunit. Fix în jumătate de oră a început să toarne cu găleata. El între timp făcuse deja un acoperiș din frunze de sago, l-a așezat, când m-am dus sub acoperiș a început să toarne cu găleata, așa ca și cum avea mâncat cineva o găleată de apă în cap. Și mă gândeam, de ce spunem noi că oamenii ăștia sunt barbari sau necivilizați, că au niște cunoștințe absolut fenomenale despre pădure, știa ce plantă, de unde s-o ia, când crește, când s-o taie, cum merg animalele, de ce, unde se duc să facă nu știu ce lucru, să bea apă, la ce oră. Și avea tot felul de credințe, de exemplu, nu omorau dacă cineva din familie murea, n-avea voie să vâneze, sau ei vânau numai animale mari ca dintr-un suflet pe care le ia să mănânce mai mulți oameni, că dacă omorau trei găini, luau trei vieți. Da. Dacă omorau un cerb, luau o viață și mâncau sat o săptămână din cerbul ăla. Și ei n-aveau voie să mănânce din animalele pe care le vânau. Vânau, duceau și ofereau comunității. Ei mâncau doar din ce vânau alți vânători. A, deci practic nu vâneai pentru tine, vânai pentru alții tine, și pentru alții, tine vâna exact. Altcineva și tot așa. Și era, adică este fenomenal. Viața în junglă e foarte, foarte grea, dar e altă planetă, altceva. Și cât te gândești că acum, în viața ta civilizată, cum o numim noi, fiecare pentru el, când mi-e da. Se gândește la celălalt. Așa este, asta e, în Asia, comunitățile sunt încă mult mai strânse, mai puțin individualism acolo, e foarte mai pus accentul pe familie și pe a face lucruri pentru ceilalți. Adică ei fac, nu știu, să și căsătoresc din datorie, pentru că așa, nu peste tot în Asia, bineînțeles, dar în unele comunități,
că asta e tradiția și ne căsătorim cu un scop, nu că vreau eu m-am îndrăgostit și vreau să-mi fie bine. Sunt foarte, încă sunt foarte multe căsătorii aranjate pe India, pe Nepal, chiar și între oameni culți și învățați, cu doctorate, cu... Au păstrat, probabil... Da. Nu peste tot, dar e la ordinea zilei, cumva. Și apropo de triburi, mai fusesem înainte în Vietnam, în tribul Black Mong de nord, de lângă China, și am stat cu ei 2 săptămâni, tot așa, am zis că stau o zi și am stat vreo 2 săptămâni. Și am asistat la un caz de violență în familie. Una din femeile la care stăteam, erau 3 femei foarte bune prietene și tot stăteam în cer, când la una, când la alta. A fost bătută de soțul ei, că nu mai știu ce n-a făcut sau... Și am rămas puțin șocată, că mi-am dat seama că oamenii sunt blocați în cutumele lor, că ea a avut o căsătorie aranjată și că pur și simplu nu poate ieși de acolo, că ea depinde de comunitatea respectivă și dacă face ceva ce nu-i pe placul comunității, nu e ok. Da. Și că, da, e idilică viața de trib, stai în natură, ce fain e, stăm și îmbrăcați tradițional, doar că sunt la anumite limite și acolo, din păcate. Deci cam există peste tot. Da. Ori impuse și de noi, ori impuse de alții. Și a fost Indonezia, am stat 6 luni acolo, m-am dus în Malaysia, în Filipine. În Filipine, cumva, mi-am făcut cadou de ziua mea, ziua mea. Dădeam scroll pe Facebook, am găsit un bilet cu 16 euro, am zis că mă duc în Filipine. Habar n-aveam unde aterizez pe hartă, m-am dus în Boracay, cea mai scumpă insulă din Filipine. Am stat o zi acolo și am plecat, era foarte aglomerată. Și am stat o lună, că l-așteptam pe Dragoș Dubină, unul din românii cu care am fost în junglă, să vină din România. El locuia în Indonezia, dar fusese în România, să ne sincronizăm vizele, să ne putem duce în jungla respectivă de lângă Papua. Maluku se cheamă zona. Și apoi m-am mai întors în Indonezia, am mai stat 2 luni, mi se terminaseră banii și m-am gândit și acum ce fac. M-a sunat un prieten, un amic din India pe care îl cunoscusem în 2011 și m-a întrebat, păi și unde te duci? Care e următoarea destinație? Și am spus, nu știu, îmi trebuie un job. Și că vină și te ajut eu la agenția mea de turist, tu m-a ajut pe mine și eu te ajut pe tine în India. Și am spus, hai că vin, că n-aveam ceva de făcut. M-am dus în India, am zis că stau 3 luni, am stat 3 ani. Bine, 3 ani, on and off. Durate mici și după a fost... Da, de aceea nu mai fac planuri, că acum vorbeam mai devreme, că viața se întâmplă în timp ce tu îți faci alte planuri. A fost interesant și în India, că am ajuns acolo și după 2 săptămâni m-am îndrăgostit și s-a dat toate peste cap. N-am stat 3 ani într-un loc. În India am stat cu rucsacul în spate, on and off, că aveam viză pe 6 luni, mă mai duceam 2 luni, trebuia să ies din țară, mă întorceam, n-a venit chiar și România. În ăștia 4 ani am venit în România de, nu mai știu, 2 sau 3 ori, am câte o lună, tot cu rucsacul prin spate, prin munți, pe la prieteni, prin vestul Europei. Cum e experiența asta cu doar un rucsac în spate? Pentru că noi când plecăm... Am unul în spate și unul în față. Două. Dar noi când plecăm chiar și până la mare avem valizi întregi. Când am plecat și eu, am fost traumatizată puțin de prima mea călătorie în Asia. Prietenul meu de atunci era fotograf. Și am avut la noi, în prima călătorie, 90 de kilograme, 4 rucsaci imenși, dintre care 40 kilograme erau echipament foto și video, că noi trebuia să ajungem în Pakistan să terminăm un film documentar în munți. Și aveam și panou solar pentru munți, că n-au electricitate acolo. Și n-am mai primit viza de Pakistan, s-a întâmplat, până la urmă am ajuns în Nepal și în India, dar am creat echipamentul respectiv cu noi, că l-am luat din România, a costat 10.000 de euro, am împrumutat de la Nikon, a trebuit să-l aducem înapoi. Și aveam 49 de kg, eram foarte slabă și a fost îngrozitor să car 45 de kg în spate și în față. Și mi-am propus că eu vreau să călătoresc mai ușor, mai light, mai simplu. Tot am plecat cu 23 de kg în spate și cu 10 în față. Aveam dita mai hard drive-ul care se băga în priză cu acumulator, am plecat și eu cu ce am avut. Ulterior m-am renunțat la vreo cel puțin 10 kg sau 15, lăsam în urmă haine sau le mai trimiteam prin România. Acum când m-am întors am venit cu 12 kg în care am avut cort, sac de dormit, echipament de munte, echipament de motocicletă, că am și o motocicletă prin India, și haine, 2 rochițe, 2 tricouri, ce mai rămas pe acolo, și laptop și aparat foto. Deci cât mai și puțin încă lucrez la micșora bagajul, da, și am face viața mai simplă, că am descoperit eu cu cât ai bagajul mai mic, cu atât ai viața mai simplă. Că n-ai, dacă ai 2 tricouri, n-ai de ales. O îl poți pe ăla, o pe celălalt. Dacă ai 5, stai și te gândești. Și le tot pe alea. Da, și le spăl acum la mână. E fascinant să am mașină de spălat de când m-am întors de 2 luni. Și când se destamă, îmi iau altul. Da. Cam și m-am și detașat de zona asta materială.
Contează mai mult experiențele, nu? Da, mult mai mult. Pentru mine. Ce ți-a părut cel mai șocant, dar și cel mai frumos în toată experiența asta? Cred că m-a șocat foarte mult, în sensul bun al cuvântului, cât de primitori sunt oamenii în lume. Eu am trăit atâta pe acolo și că oamenii au avut grijă de mine, într-un fel. Am stat în Indonezia în primele 6 luni numai în casele oamenilor. O singură dată mi-a luat o cameră de hotel că nu mai suportam. Voiam niște intimitate, că aveam tot timpul oameni pe cap și eu sunt o persoană destul de introvertită, deși nu par. Și mă ajutau cu tot felul de lucruri, îmi dădeau de mâncare, mi-aduceau haine dacă mă prindea ploaia, mă duceau din punctul X în punctul Y cu informații, zâmbeau tot timpul, erau curioși. M-a șocat că în România există un fel de negativism, că totul e greu, că nu se poate, și m-a șocat și faptul că e foarte ușor să îți îndeplinește-ți păpui atâta timp cât începi să faci ceva în direcția respectivă și crezi cu toată ființa ta. Bine, și pe zice, trece tot posibil. Devine realitate. Da, exact. Încerci. Și ce mi-a plăcut foarte mult, mi-a plăcut că m-am eliberat de multe prejudecăți, de multe lucruri pentru care pentru mine erau adevărul absolut și acum mi-am dat seama că nu erau chiar așa. Mi-am creat un fel de gândire proprie. Acum simt că eu gândesc și că am ideile mele, nu ale celorlalți care le-au pus pe mine, că așa trebuie să fie lucrurile și că nu se poate altfel. Adică ai descoperit efectiv. Exact. Și am experimentat anumite lucruri și mi-a făcut o impresie despre îmi place să fac asta sau nu-mi place, e bine, e rău, nu pentru că așa spune cineva, nu știu cine. Cum ți s-a părut să le predai engleza unor copii din Asia, cu toate condițiile care există acolo și dacă ei și-au dorit să învețe? Pentru că noi avem concepția asta că de ce mergem la școală, de ce așa, și dacă acolo există o altă gândire. Da, eu tot spun că nu le-am predat foarte mult engleză, că am stat numai 2 luni jumate și e destul de greu să construiești ceva într-un timp atât de scurt. Aveam clase de 40 de elevi, aveam microfon să mă fac auzită. Dacă a contat foarte mult pentru ei, în primul rând, să intre în contact cu o persoană foarte diferită de ei. În satul respectiv mai erau câțiva creștini, dar în principiu erau mulți musulmani și femeile purtau hijab, așa le facea pe cap. Și pentru ei era ceva fascinant să vadă o femeie blondă cu părul descoperit, într-adevăr trebuia să fie îmbrăcată cu mânecă lungă și pantaloni lungi. Și veneau la început și mă trăgeau de păr, țineam lecțiile cu un copil atârnat, unul de mână, unul de păr. A trebuit să-mi strâng, că aveam părul și mult mai lung decât acum. Și cred că ea le-a deschis puțin ochii să vadă că mai există și oameni care gândesc altfel, se îmbracă altfel, vorbesc altfel decât ei. Mai mult m-au învățat ei indoneziană pe mine decât invers. Cât ce am putut să învăț numere până la 10, că erau și mici, adică de la 6 ani până la 12 ani. Am mai făcut niște lucruri de engleză, dar discutam foarte mult. Mai mult discutam decât le predam un anumit lucru. Schimb de experiență. Da, schimb de experiență. Și e importantă școala, doar că eu tot cred că România ar trebui să se derigidizeze școala și să ajungă la secolul în care trăim. Că eu când mă uit în urmă o simt cumva ca pe o închisoare. Adică am învățat foarte multe lucruri faine, am avut profesori faini, dar s-ar fi putut și altfel și că nu am simțit că m-a învățat școala lucruri esențiale pentru viață. Cum să comunic în primul rând, cum să-mi exprim sentimentele, cum să mă descurc în viață, cum, nu știu, să faci antreprenoriat sau cum să-ți împarți banii pe care ai. Le-am învățat separat când am locuit singur, am învățat să plătesc facturi când aveam 16 ani și să-mi împart banii să-mi ajungă și da, la școală învățam, mi se părea lucruri prea teoretice și inutile. Dar altfel e esențial să te întâlnești cu alți tineri de vârsta ta și să vrei să faci lucruri împreună cu ei și să schimbi, să ai entuziasmul ăla. Și deschide, în loc să, spun eu, în loc să ne închidă școala și să ne dea, uite, asta e direcția în care trebuie să o iei, să te deschidă și să-ți ofere posibilitatea de a face altceva. Că eu tot timpul spun că n-am 3 ochi, n-am 3 mâini, sunt la fel ca voi, vin dintr-o familie modestă, părinții mei lucrează în Italia, taică-mi pe șantier, maică-mi face curățenie. Și mi-am creat, adică am trăit viața pe care am trăit-o pentru că am simțit-o din toată inima și nu mi-am mai păsat de ce mi-au spus unii și alții că ar trebui să fiu și am spus că nu, eu vreau să fiu
cum simt eu și să fiu autentică și sinceră cu mine însămi, că asta e cel mai important lucru. Ești practic te lăsa descurajată și să-i creezi singurul visul pe care... Eu tot timpul spun că e foarte importantă relațiile cu ceilalți, dar când te duci noaptea și înainte să pui capul pe pernă, tu cu tine. Și e foarte important cum te simți tu cu tine și să-ți construiești o relație și să te accepti, să te iubești. Nu mai avem mult timp și mai am o întrebare, eu zic că cred că e cea mai esențială pentru mine și sunt foarte curioasă. Cum de luat decizia să te întorci înapoi în România? Acum am venit, sincer, să-mi schimb pașaportul, că mai am o singură pagină liberă și îmi expiră. Dar m-a fascinat ce s-a întâmplat de când m-am întors în România și am decis să rămân peste iarnă, cel puțin. Cu siguranță o să mai călătoresc, a devenit un stil de viață, nu mă pot angaja la corporație acum și să... Dar e ceva total radical, poate zic. Mi-a și dor de iarnă, sunt așa de bucuroasă că ninge, eu și vreau să fac niște ture în munți iarna, să mă antrenez pentru niște munți de peste 7000 de metri, vreau să încerc cel puțin, să încep să fac puțin alpinism și pare bine să fiu aici, mie mi-a plăcut România totdeauna și îmi place, am prieteni excepționali. Îmi pare bine să fiu un roman, am cunoscut astăzi o grămadă de oameni absolut senzaționali și sper să ținem legătura. Și nu știu dacă o să rămân, dar simt nevoia să construiesc ceva și poate să-mi fac un punct fix în care să am unde mă întoarce din călătoriile mele. Și cred că o să fie România, mai mult ca sigur. N-am decis orașul în care o să stau, dar o să fac o tavă de bază, cum îi spune eu în România. Cum a pornit ideea asta cu carte? De ce o carte și de ce nu un documentar? Îmi place să scriu, am scris mai mult sau mai puțin de când eram mică și aveam fragmente, cartea e scrisă pe drum și se și simte în stilul diferit de la începutul cărții până la finalul cărții, se simte transformarea prin care am trecut. Editura mi-a propus și am simțit că editorul a înțeles despre ce este cartea și că el crede în ea cu toată inima, crede cumva mai mult decât mine în cartea respectivă. Și s-a întâmplat totul foarte rapid, din sfârșitul lui septembrie, încă nu aveam cartea scrisă și acum am lansat-o la Gaudeamus. Simt că era cazul să se întâmple, adică o simt că e fix așa cum trebuia. Aș fi putut să-mi caut să o lansez independent sau să vorbesc cu edituri mai mari, dar am simțit că nu. Cartea asta trebuie să apară la editura Cartex cu editorul Lucian Pricop, care a înțeles despre ce e vorba și ce am trăit eu acolo și sunt fericită că a ieșit. El mi-a propus, eram în septembrie și a spus, păi în octombrie publicăm, nu? Și am publicăm ce? Că nu aveam o carte. Și a spus că, păi, acum stai o săptămână și pui cap la cap tot ce mi-ai trimis, că noi eram în legătură, mi-a coordonat licența la facultate la București și s-a întâmplat să fie și director editorii. Și apoi publicăm. Și am spus, bine, când am văzut că e atât de hotărât, m-am dus acasă, m-am închis în casă, am terminat cartea de scris și de pus cap la cap, scos fragmente, pus fragmente și am trimis-o. Și a ieșit până la urmă. Și apoi i-au pus toată energia de care avea nevoie și acum e aici, fizic, în format fizic. M-am simțit de parcă am născut un copil când am văzut-o acolo fizic. Bine, știm că e creație și din toată experiența e ceva. Și cum e viața totuși cu un pașaport plin? Foarte plină, am prieteni în toată lumea, chiar pe alte fusuri orare, cu care mai vorbesc, mă mai sună și spun, știi că la mine e noapte, hai că tu sună dimineața, da, bine. E superb, mă simt, când am plecat eram cumva golită de orice sentiment, emoție și acum mă simt atât de plină de, ca o sticlă de Coca-Cola tot timpul, mai am puțin și explodez. E fain să ai experiențe și amintiri și locuri dragi, adică eu mă simt acasă și aici, și în București, și în Cluj, și în India, și în Indonezia, locurile în care mi-am lăsat o bucățică din suflet, mă duc acolo și pot să zic, da, mă simt ca acasă. Și e fain să nu te limitezi la un loc și să fii cumva al lumii. Să aparții de... Da, și să știi că te poți descurca în orice context. Adică acum mă gândesc că, bine, am condus o motocicletă din Delhi, din nordul, până în sudul Indiei, singură, fără permis de motor, m-am descurcat, tot a fost bine, păi mă descurc și aici, în România. Nu știu, mă rătăcesc în roman. Mă descurc, e ok. Dacă, nu știu, am supraviețuit în Asia, care e un fel de junglă, așa, cu și în junglă propriu-zis, cred că e ok și... Adică iau viața mult mai ușor, mult mai light, nu mai fac atâtea griji.
momentan sunt într-o perioadă de tranziție a vieții mele, sunt cumva falită, dar mă bucur așa de mult să fiu aici, că nu fac griji, da, sunt sigură că o să apară ce trebuie la momentul respect potrivit. Și că viața îmi pune tot timpul în cale de fix ce am nevoie și că o să învăț ceva și din experiența asta. Wow, o emisiune plină de experiențe și de povești și chiar mă bucur că ai acceptat invitația și că ai împărtășit cu mine toată experiența asta. Și așteptăm să ne mai povestești cum, de fapt, următoarele experiențe, când o să mai iei parte la ele și să ne povestești. O să vin, cu siguranță vin la Roman. Iar noi ne vedem săptămâna viitoare.